Am fost cardiolog în America ultima oară. Cardiolog? Am clonat carduri, am fost arestat pe la FBI și... După cum ați văzut, mare reviniment mare la Masterchef. Cei trei șefi plecați de la ProTV la Antena 1 s-au întors și au înviorat emisiunea care i-au făcut celebri. Să vedeți ce concurent au adus. Cu ce vă ocupați? Am fost cardiolog în America ultima oară. Cardiolog? Am clonat carduri, am fost arestat pe la FBI și... Unde strigă ide? Aveți nevoie de un card? Să-l faceți mai multe? Le-am mai descurt destul de bine, mulțumesc. Cu tigaia e mai greu. Sertare, încercați insertare. Deci sfatul este doar cu cash. Doar cu cash, da? Ei, cardiologul nostru a avut o viață de poveste. Că ce-ar fi Masterchef fără astfel de dialoguri aproape intelectuale? Dumneavoastră ați fost întotdeauna înconjurat așa de ilegalități? Am 20 și ceva de ani. De când am plecat din țară și n-am muncit niciodată. Eu am plecat în 99 din țară. Păi de unde carduri atunci? Păi erau, dar numai că la momentul respectiv nu prea știam să scot nici banii cu ele. Cum vrei n-ai muncit niciodată? Că hoții au o meserie nobilă, îi scapă pe oameni de griji. Prima dată am început de fapt cu bagnota jos, nu știu dacă știți. Aruncați o bagnotă jos când e omul la bancomat, când își termina operația și... Îi ziceați că și-a pierdut banii, au căzut banii. El termina operația, dădea nu, înainte să iasă cardul, el s-a plecat după banii, eu luam cardul. Și celălalt care m-a ajutat, adică cum eram doi, îmi dădea repede pinul și plăteam banii la următorul bancomat. Și dacă păi rămânea și deschis... Și cum lua pinul? Păi în momentul în care dumneavoastră faceți operația, s-a ajutat pe stânga dumneavoastră în spate. După această metodă rudimentară, omul nostru s-a upgradat. După care au apărut pisicile. Cititorul de bandă magnetică, aia e pisică. Păi și unde? Ce se mota pe bancomat se numește gură, cum îi zice noi gură. A, și pisica ce făcea? Pisica inițială era destul de mare, cam cât un portofel. Îi luam cardul și îl trăgeam prin ea, îi copiam banda magnetică, îi copiam informația. Dar unde găseați toată aparatura asta? Dacă vă zic, poate mai e vreun idiot ca mine și s-a apucat să facă. O găsiți în China. După atâtea specializări, a considerat că e timpul să meargă și la facultate. Prima dată m-a arestat cu bagnota jos, în 2002. După care, a doua oară, în 2008. FBI-ul cât v-a ținut închis? La FBI am stat 16 luni, pentru că ei au reușit să mă aresteze de-abia în Mexic. Mă căutau de ceva timp, dar nu... Bine, mai că eram căutat și pe Europol între timp. Iar șefii n-au fost prea încântați de pisica aia gătită. Zi-mi și mie de ce ai venit la noi. Am venit dumneavoastră pentru un startup. Un nou început. Să știi demonstrez... că noi nu dăm fonduri pentru startup. Nu, am înțeles. Ca să îmi demonstrez mie și altor persoane că se poate face, adică să bun și la altceva, nu doar la prostii. Startup, ne-startup, șefii n-au apreciat reconversia profesională și nu le-au trecut mai departe. Piureu, Dumnezeu știe ce e ăla. E un fel de sos mai gros. Singura chestie interesantă de acolo sunt morcovi. Fără niciun fel de glumă, aia sunt perfecți. Și de la mine o să ai un nu. Data viitoare, când vei mai veni, dacă vei mai veni vreodată, pune și nouă mâncare în farfurie. Okay, ne-ai pus poveste. Am și o întrebare. Ce te doare inima? Ce? Oare după emisiune, domnul cardiolog s-a gândit să opereze cardurile șefilor? Ah. Ei, nici chiar așa, nu cred. Nici eu nu cred. Dar de ce mă nu crezi? Nu lăsa inima. Da, ce mai? Eu fac ce-mi spune inima și...